seara, bine ne-am regăsit din nou la emisiunea Sub semnul întrebării. În această seară o să încercăm să aflăm ce se ascunde în spatele unei uși, a unei instituții de învățământ din județ. Nu a unei anumite instituții de învățământ, ci a unei instituții oarecare din învățământul gorjean. Vorbim de profesori care nu promovează examenele de titularizare, dar care totuși ajung să predea. Vorbim de elevi ale căror medii sunt anulate și încheiate a doua oară pentru ca elevul respectiv să promoveze. Vorbim de dascăli amenințați pentru că își fac datoria și respectă regulamentele școlare. Am astăzi seară alături de mine pe doamna profesor Maria Codiță. Bună seara! Doamna Daniela Bogea, inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Bună seara! Bună seara. Și colegul meu, Narcis Dajul, pe care îl cunoașteți cu siguranță și din edițiile anterioare, a devenit un invitat permanent al emisiunii Sub semnul întrebării. Avem pentru dumneavoastră și o întrebare pe care o vedeți afișată în partea de sus a ecranului. Vă rugăm să ne trimiteți mesajele dumneavoastră la numărul de telefon afișat. Credeți că dascălii sunt pregătiți să ne formeze copiii? O să vedem dacă sunt sau nu pregătiți toți dascălii din județ să ne formeze copiii. O să încercăm să aflăm asta de la invitații mei. Narcis, tu te-ai ocupat de un caz de la școala de muzică din municipiu, acolo unde elevii, deși aveau sute de absențe, au primit medii la purtare, eu știu, după bunul plac al profesorilor. După bunul plac al conducerii școlii, în primul rând. Aș vrea să prezint telespectatorilor acest document. E vorba de regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. În acest document se spune clar, la 10 absențe nemotivate, se scade un punct la purtare. Dacă media la purtare scade sub 6, elevul este exmatriculat. La liceul de muzică din Târgu Jiu s-a ajuns la următoarea performanță. Pe semestru întâi, anul școlar 2009-2010, un elev cu 400 de absențe nemotivate la purtare a primit, nu se știe cum, media 8 la purtare. Alți elevi care aveau în jur de 150 de absențe nemotivate au primit media 3 la purtare. Deci, tratament discriminatoriu clar. Dacă ai 400 de absențe nemotivate, primești tot. Dacă ai 150, primești nota 3. Poate că la liceul de muzică, eu știu, crește media la purtare proporțional cu numărul de absențe. Știi, ai mai toată multe, lumea că, de fapt, părinții primesc mediile respective și poziția socială a părinților. Suma cu care poți să cotizeze și așa mai departe. La sfârșitul semestrului 2 s-a întâmplat altă minune. Deși legislația în vigoare, care ar trebui să guverneze învățământul din România, spune clar că trebuie încheiate mediile la purtare, invocându-se o dispoziție a domnului inspector Todea, în cadrul Consiliului Profesoral, s-a decis amânarea încheierii notelor la purtare. Deși, la fel, elevii înregistrau sute de absențe. Aș atrage atenția asupra un aspect foarte grav. Avem elevi care au 400 de absențe pe semestru întâi și nu se intervine nici cum psihopedagogic asupra lor. Deși au profesori diriginți, au psihologi în școală, au psihopedagogi, sunt lăsați ca niște particule neregulate să evolueze așa la întâmplare. Deși se duc bani la buget în școli, copiii petrec atâtea ore sau ar trebui să petreacă atâtea ore zilnic în acele școli. Școala se întâmplă o singură dată într-un anumit segment de vârstă și e clar că elevii aia trebuie să învețe în perioada asta. Ce este mai grav din ce am aflat noi, că o parte din elevii ăștia cu foarte multe absențe
de la școala de muzică, petrec weekendurile la diverse petreceri, la nunți, la asta nu botez, o unde să spunem că sunt foarte talentat și că îi dă vocația afară din case în weekenduri și cântă în cârcium și pe la petreceri și pe la nunți. Produc un ban încă de la o vârstă fragedă, dar ar trebui să separăm vocația și preocupările extrașcolare de școală. Și ar trebui ca conducerea acestui liceu să nu mai practice aceste măsuri clar discriminatorii. Nu știu cu ce păreri pleacă în viața acești copii, că ei știu între ei ce situație școlară are fiecare și e anormal să se ducă cu trei acasă în carnet la părinți când unul va chiuli de trei ori mai mult și ia 8. Da. Poate ne poate răspunde doamna profesor Maria Codiță, dumneai fiind cadru didactic la liceul de muzică. De ce anumiți elevi care au sute de absențe au medii mai mari la purtare, iar cei care au pe jumătatea lor, am văzut, ne-a spus Narcis, au primit chiar și media 3? Da, am să vă spun, dar vă rog să-mi dați voie să fac câteva precizări. Ceea ce se întâmplă la liceul de muzică este inadmisibil. Și se întâmplă pentru că nu există comunicare, nu există disponibilitate la dialog, nu există transparență, din orice se face secret și atunci când nu există transparență, există suspiciuni, nu se respectă prevederile legale. În acest sens, pentru că nu... Ce anume nu se respectă? O să vă spun concret. Vă să ne spuneți. Da, o să vă spun exact. Pentru faptul că nu există comunicare, eu am făcut mai multe adrese la conducerea școlii și nu am primit răspuns. Și atunci am informat inspectoratul școlar și răspunsul pe care l-am primit privind în anul anume? Școlar... Ce probleme ați ridicat dumneavoastră? Că nu se răspunde la sesizări și la solicitări. Ce anume solicitaserăți conducerii școlii și nu va... Am solicitat documente pentru informare. Informații cu privire la activitatea din școală. Documente personale. Absolut nimic. Și am informat inspectoratul școlar și răspunsul pe care l-am primit. Am analizat cele prezentate de dumneavoastră și considerăm că răspunsurile la sesizările făcute trebuie să le primiți de la conducerea școlii care a fost atenționată să respectă legislația în vigoare. Deci concluzia este clară. Nu da, se conducerea nimic. Școlii trebuia să vă așa. Răspundă. Da. Încă ceva. În fișa postului există următoarea precizare. Fiecare cadru didactic răspunde de însușirea legislației și de aplicarea prevederilor legale în activitatea didactică. Da, haideți să ne întoarcem la, da, la să elevi cu foarte multe absențe la dumneavoastră. Deci, a fost un scandal chiar da, și anul trecut. După povestea cu modificarea notelor și a mediilor, cu, mă rog, doi elevi promovați în BAC, fiind în situație de coligență. Ar trebui să spunem telespectatorilor ce s-a întâmplat. Deci conducerea școlii și-a permis să pună niște note peste profesorul titular. În așa fel încât niște elevi să promoveze. Mai departe, fiind informat inspectoratul școlar Gorj, ce a făcut? A făcut un dosar și a făcut propunere de demitere a domnului director Sauer la Ministerul Învățământului. La Ministerul Învățământului s-a cotizat cât a trebuit, prețul corect, și de acolo a venit altă decizie. Venind altă decizie, ce calificativ a primit anul trecut domnul director Sauer? După ce se propusese demiterea dânsei. Calificativul de foarte bine. Dacă mai pricepești doamna ceva, inspector, eu nu mai pricep nimic. Unde s-a greșit? Când a avut dreptate inspectoratul? Când a cerut ministerului să sancționeze directorul sau când a propus... Ați abordat, îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar ați abordat două subiecte și cred că trebuie să răspundem în ordinea pe care dumneavoastră ați impus-o de altfel. Se leagă. Era vorba, nu știu dacă se leagă,